Bună, dragilor, și bine ați venit la previziunile pentru weekend. Să știți că este un weekend foarte bun, foarte interesant. În primul rând, ziua de sâmbătă este extraordinar de bună pentru meditație, pentru liniște, pentru pacea sufletului nostru și este foarte bună ziua de sâmbătă să facem călătorii în locuri din acestea mai ascunse, în locuri mai spirituale, cum ar fi natură, deci să mergem în natură, fie că mergem în parc, fie că mergem într-un loc unde există mulți copaci, multă iarbă, fie că pur și simplu e natură, orice fel, poate să fie și munte și mare, fiecare cum puteți. Este o zi de sâmbătă foarte bună pentru a înțelege foarte multe lucruri privind anul acesta, pentru fiecare dintre noi. Așa că luați-vă un moment acolo micuț de meditație, când puteți, și veți vedea că veți înțelege foarte multe lucruri. Poate să fie o zi în care luăm tot felul de decizii înțelepte, frumoase, liniștite, privind acest an, privind drumul nostru, privind o călătorie, privind o victorie, un succes, dar poate să fie și o zi în care se duc mici, mari lupte interioare, însă nu aș merge neapărat până acolo, ci mai degrabă aș merge pe a vindeca, da? Pe a revindeca sufletul, pe a avea tot felul de discuții serioase, elevate, frumoase. Deci e o zi de sâmbătă absolut superbă, e mai liniștită din fire, este adevărat, e cu mari emoții, da? Este un moment în care e ca și cum dăm un examen, da? Sau ne întâlnim cu o persoană mai elevată, o persoană care a trăit prin multe, a trecut prin multe, are multe experiențe de viață. Și este un moment aici foarte bun, foarte, foarte bun. În schimb, ziua de duminică vine sub această combinație, Marea Preoteasă Nebunul și cu Steaua ca energie generală. Dragilor, ziua de duminică are o cu totul și cu totul altă energie, să știți. În mare parte e liniștită, dar este o zi care ne pune la practică și cu siguranță în ziua de duminică vom fi cu toții mai energici, o să vrem să ne organizăm, o să stăm foarte mult online, poate doamnele și domnișoarele vor posta mai mult decât de obicei, da? Și cu siguranță tot în ziua de duminică suntem foarte bine susținuți pe a ne face micile plăceri, de ce nu? Noutăți plăcute legate de femei, legate de planul financiar și poate să fie și o zi de duminică în care poate, nu știu, ne apucăm și punem în practică ceea ce am stabilit sâmbătă. Da? Sâmbătă e ca un examen, e ca o discuție, e ca ceva ce se stabilește și de duminică apare o eliberare. Veți vedea că duminică fie dăm mai multe comenzi online, fie poate să fie o zi de duminică în care ne concentrăm foarte mult pe libertatea noastră, pe feminitatea noastră, pe femeile din jurul nostru, în general vorbind, dar ziua de duminică este foarte bună să ne exprimăm, să fim așa cum suntem noi, să dăm dovadă de autenticitate, de bucurie și chiar este un moment bun să ne dăm o mică mare resetare. Dar nu uităm că săptămâna viitoare urmează o lună plină în Vărsător, pe 1 august intrăm în altă energie, în luna august o să vedeți foarte multe decizii legate de relații, mai ales relații toxice sau relații care nu trebuiau să fie, de relații care erau puțin superficiale. Și o să vedeți foarte multe despărțiri, divorțuri, foarte multe relații noi care se formează și mai ales acolo unde nu era curaj, mai ales acolo unde era așa o stare de indecizie, în luna august se întâmplă multe, o să fie o lună în care nu o să ne plictisim, o să ne putem distra, să ne simțim bine și de asemenea tot luna august vine cu foarte, foarte multe emoții, foarte multe energii care țin și de planul material și de planul fizic. Da. Dar o să discutăm. Dacă sunteți curioși ce urmează în luna august, aveți previziunile generale, aveți și partea bonus în comunitate. La partea bonus am analizat fiecare aspect care se întâmplă în luna august. De asemenea, aveți și zile bune, zile mai puțin bune, dar am explicat acolo diferența și părerea mea personală. Ce mai aveți săptămâna viitoare, dacă vreți să vedeți ce se întâmplă pentru fiecare zi în parte, că avem evenimente, e luna aia plină care e vindecătoare, e intensă, suntem în zi de turn în momentul în care e 1 august și chiar poate să fie un moment magic pentru toată lumea de vindecare, da? Dar este o situație în care ni se cere să luăm și noi atitudine.
Bun, am discutat deja, vă aștept cu drag acolo și la partea generală și la bonus în comunitate. Puteți vedeți și previziunile pentru această săptămână, să vă uitați pentru weekend, pentru că acolo cu siguranță sunt mult mai relaxată și cu siguranță aveți mai multe informații. Deci poate vă ajută, cine știe, vă faceți un bilanț, vedeți ce s-a întâmplat. Mai avem un eveniment și anume Mercur intră în Fecioară weekendul ăsta, chiar sâmbătă, da, de la miezul nopții și ne ajută să fim mai organizați în gândire. Ne ajută să, nu știu, să avem mintea mai organizată. Ne ajută să facem lucruri, ne ajută să învățăm, să scriem, să studiem mult, mult mai bine începând cu acest weekend. Așa că dacă aveți astfel de activități, tot înainte. Și vedeți că e ceva care va ieși foarte bine, da? Foarte, foarte bine. Ni se cere multă organizare și ni se cere să facem lucrurile la nivel înalt. Și uite că Mercur acolo ne ajută să ne punem în practică acele lucruri pe care am vrut noi să le facem de mult timp, dar nu prea ne-a lăsat, că am mai retrogradat, am mai stat prin zodia, am mai făcut tot felul de lucruri, ne-a cam distras atenția de la ce a fost important, dar gata, acum ne concentrăm pe așa ceva. Și noi facem planuri, strategii, bineînțeles, se deschide și o perioadă bună de curățenie, o perioadă bună de a ne ocupa de activitățile noastre de rutină. Și o să vedeți că în general în spațiu public o să se vorbească foarte mult despre muncă, despre locuri de muncă, despre sănătate, despre partea aceasta, da? Nu uităm că Mercur o să și retrogradeze de la final de august până pe 15 septembrie, deci avem timp, da, să intrăm în tot felul de energii cu Mercur acolo. Bun. Cam atât în mare parte, o să discutăm mai multe pentru fiecare zodie, așa că te invit să vezi și de la zodie și de la ascendent, vezi și ce fac persoanele cele mai dragi ție. Și încă o informație, previziunile, da, pentru celelalte trei zodii, Capricorn, Vărsător și Pești, le-am făcut. Cred că sunt încărcate deja cât filmez eu acum că le-am pus la încărcat. Urmează să le traduc și plănuiesc să le pun vineri seara, da? Îmi pare rău, v-am zis că nu e o perioadă pentru mine, da, e o perioadă în care ar trebui să-mi iau concediu, dar nu prea se poate. Bun, hai să vedem ce se întâmplă cu fiecare zodie și începem cu berbecul. Dragi berbeci, ziua de sâmbătă este foarte bună pentru voi. Da, mi-am dat seama că nu știu unde am pus cărțile. Bun, fac pauză și revin. Deci le-am scos, că am luat un tarot special, dar poate nu trebuie să-l folosesc pe ăla. Uite, le-au pe ăsta care e de masă. Da, ascult și eu semnele, poate e mai potrivit asta, cine știe. Deci, pentru voi este un weekend, cel puțin ziua de sâmbătă e foarte bună pe călătorii, pe studii, pe spiritualitate, pe asta, pe a vă uita la un documentar, pe a purta niște discuții elevate, frumoase. Mercur intră în Fecioară pentru tine și e ceva care te va ajuta foarte mult și până prin septembrie, așa, vezi că te concentrezi foarte mult pe muncă, adică vei avea mai multe drumuri de făcut la muncă sau poate chiar unii berbeci vreți să reparați ceva legat de o mașină sau alții probabil aveți de făcut mai multe drumuri la medic, dar nu neapărat pentru ceva grav, da? Poate pur și simplu o investigație, iar alții cu siguranță veți fi prinși cu tot felul de activități, cu rudele, cu vecinii, cu persoanele din jurul vostru, dar pentru berbecii care își caută un loc de muncă sau dacă vreți să vă reprofilați, dacă vreți să faceți ceva interesant, acum este momentul tot înainte pentru că vă susține foarte mult Mercur. Punctul norocului e exact pe carieră, deci mai bine de atât n-are ce să fie. Pot fi niște schimbări, da, pe care le aveți de făcut sau poate niște chestiuni pe care le aveți de rezolvat cu actele. Nu sâmbătă, începând cu ziua de sâmbătă până prin septembrie încolo. Și ziua de duminică pentru tine e un moment în care ieși în evidență, se mai rezolvă lucruri, te simți foarte bine și bineînțeles că pentru berbecii născuți la început de zodie, atenție în eventualele conflicte care pot apărea în relația cu autoritățile. Și avem regina de bâte, magicianul, o conexiune, uite, chiar cu o fecioară, cu zodia Gemeni. Ești foarte mult pus pe gânduri, în legătură cu un proiect, în legătură cu o situație, dar este și un weekend în care o să vrei să ajuți pe toată lumea, o să fii foarte energic. Este și o perioadă așa în care nimic nu o să ți se pară ție imposibil, iar apoi avem șase de bâte, o bucurie, o victorie pentru sufletul tău, ceva te bucură. Lucrezi la ceva, ieși în public undeva, primești recunoaștere. Cavalerul de bâte, dragi berbeci, multă pasiune în acest weekend pentru voi
Ceva vă încântă, vă aruncați aici cu capul înainte într-o situație și tot Cavalerul de Bâte vorbește despre un weekend în care poate ceva va atrage atenția sau cineva. Și bineînțeles că poate să fie și un moment în care unii berbeci chiar aveți chef de distracție și nu prea vă stă gândul așa la chestii foarte, foarte serioase. Vedeți că puteți să rezolvați ceva foarte important privind oficializarea unei relații sau o situație legată de o persoană importantă din viața voastră. Însă o să vă mișcați foarte rapid în acest weekend de o să-i amețiți pe ceilalți. Zodia Taur. Dragi Tauri, pentru voi ziua de sâmbătă e ceva mai aglomerată sau e ceva mai pasională. Acum depinde de fiecare ce faceți. Și Mercur intră în Fecioară. Și dragi Tauri, vin cu vești bune. Se îmbunătățește comunicarea cu partenerul sau cu persoana iubită, se îmbunătățește comunicarea cu un copil, vrei să faci drumuri în locuri dragi sufletului tău, în locuri în care te simți bine și de asemenea, dragi Tauri, este un moment pentru voi, începând cu ziua de sâmbătă până spre final de septembrie, în care sunteți foarte bine susținuți pe afaceri. Pe zona aceasta de creativitate și bineînțeles că foarte mulți tauri vor avea tot felul de idei geniale pentru a-și pune o pasiune în practică. Iar dacă ești un taur singur, vezi începând cu acest weekend multe drumuri scurte că iubirea apare de unde te aștepți mai puțin. Bineînțeles că ziua de duminică te găsește foarte concentrat pe planul studiilor, te organizezi, poate ai ceva de rezolvat cu niște acte sau cine știe, alți tauri vă hotărâți să vă întâlniți cu persoana iubită sau vedeți că puteți să cunoașteți pe cineva, dar e o persoană așa mai diferită, fie este o persoană mai matură, mai în vârstă, e cineva acolo care și-a schimbat cariera sau care își schimbă cariera, ceva de genul acesta. Pentru taurii aflați într-o relație, ziua de duminică e foarte bună să vă stabiliți acolo, să vedeți care e treaba cu relația, unde duce, unde e viitorul situației respective. Lumea și eremitul, foarte frumos, o legătură cu zodia fecioară, uite, este un weekend cu foarte multă înțelepciune pentru tine, foarte multă bucurie, putere, văd aici și poate să fie un moment în care ai parte de un succes sau lucrezi la ceva important pentru sufletul tău, devii mai înțelept. 8 de spade, apare așa un oarecare blocaj pe care îl vezi tu la nivel mental sau poate unii tauri aveți ceva de rezolvat privind niște acte sau aveți o activitate intelectuală intensă în acest weekend. Ultima carte, 8 de cupe, văd aici că abandonezi ceva, fie ți-ai programat să faci niște chestii și le abandonezi, păi gata, le fac data viitoare, fie pentru unii tauri chiar luați o decizie importantă în acest weekend privind ieșirea dintr-o relație sau poate privind o mutare, da? Vreți să schimbați ceva, renunțați la ceva anume. Ceva ce vă bloca aici. Ia să vedem. Ei, este și o lipsă de comunicare pentru unii tauri și unii cu siguranță în sfârșit faceți pace cu trecutul. Lăsați trecutul ăla în urmă și mergeți mai departe. Zodia Gemeni. Dragi gemeni, ziua de sâmbătă e foarte bună pentru voi pe relații. Veți intra în contact cu foarte mulți oameni, puteți să vă întâlniți cu cineva, puteți să cunoașteți pe cineva. De asemenea, tot ziua de sâmbătă vă găsește cu foarte mulți clienți sau foarte mulți oameni care vor să intre în contact cu voi și bineînțeles că veți ieși foarte mult în evidență, veți fi populari. În sfârșit, da, mi-a venit termenul. Deci sunteți populari în perioada asta, mă rog, sâmbătă. Deci pentru gemenii singuri, ieșiți cât mai mult din casă că nu se știe ce se întâmplă. Este o zi foarte bună să faceți înțelegeri cu ceilalți, să semnați contracte, știu eu, nu știu cine semnează contracte sâmbătă, dar mă rog, depinde. Acum, ziua de duminică vă găsește ceva mai aglomerați și unii gemeni cu siguranță aveți tot felul de chestiuni de rezolvat privind casa, familia, privind viața voastră profesională, adică sunteți prinși așa în mai multe direcții, dar reușiți, e de bine, e cu liniște, rezolvați problema. Vedeți, dragi gemeni, v-am mai zis eu că apar responsabilități. Acum ce să facem? Vom fi noi adolescenți întârziați, dar la cei pe cer apar schimbări. Și fie apar niște responsabilități privind casa și familia, fie pentru alți gemeni vedeți că vă apucă săptămâna oarbă. Mercur, guvernatorul vostru, intră în fecioară și o să începeți și o să spuneți, da, dar eu vreau stabilitate, da, vreau nu știu ce. Foarte bine și foarte frumos, dragi gemeni, ne bucurăm cu toții, doar că, vedeți voi,
Se deschide și o perioadă așa până prin septembrie în care vă vin musafiri în casă sau voi vă apucați și vorbiți mai mult despre stabilitate, vă apucați și studiați cum anume să deveniți mai stabil emoțional, cum anume să faceți pace cu trecutul ăla, că și la voi e de lucru pe acolo și bineînțeles că sunt și gemeni care se vor gândi serios la o mutare, la o relocare, însă vedeți, dragi gemeni, că vor fi niște discuții legate de o mutare și acum fie se mută cineva la voi, vă mutați voi, nu e neapărat de dragoste. Bine, pentru unii e, dar dacă știți că nu se mai poate sau nu mai vreți voi, atunci este vorba despre rudele voastre care vă pot veni în vizită sau sunteți solicitați pe acolo. Vă mai întoarceți puțin pe acolo prin trecut să mai faceți, să zic așa, pace cu trecutul. Faceți tot felul de drumuri pentru a rezolva tot felul de chestiuni legate de casă, de familie, legate de viața voastră privată. Dar, repet, dragi gemeni, cu Pluto acolo în Capricorn, în cuadratură cu nodurile și mai stă până pe la jumătatea lunii august, aveți timp de schimbări. Adică avem timp de schimbări. Hai să vedem. Ce faceți voi? Soarele, regina de cupe, judecata. Ia uite, te revezi cu cineva. 9 de monede, ok. Poate într-un loc scump sau unii gemeni văd aici că primiți o veste bună privind niște bani sau vă recăpătați încrederea în voi. Mai poate să fie și faptul că vă revedeți cu o persoană importantă. Soarele vorbește despre o conexiune cu zodia Leu, dar și despre o legătură cu un șef sau cu tatăl, cu persoana iubită. Dar, dragi gemeni, vedeți că în acest weekend ieșiți foarte mult în evidență. Foarte mult ieșiți în evidență și asta ne bucură pe toți. Regina de cupe, o conexiune cu o zodie de apă, rac, scorpion sau pești, poate să fie și un weekend în care ești mult mai emoțional decât de obicei, ești mai sensibil și văd aici că vrei să te sacrifici pentru cineva sau ești foarte răbdător. Te bucuri, ia uite, te uiți la soarele ăsta, da? Sau ceilalți se uită așa la tine și te admiră și te simți bine. Ultima carte, Cavalerul de Cupe. Wow, dragi gemeni, v-am zis eu că dragostea la voi plutește în aer bine, dar de ce vă spun să vă gândiți serios? Pentru că știți cum, sunteți așa într-o perioadă în care vreți să faceți schimbări, dar dacă e vorba de o persoană nouă, luați și vă gândiți bine, că e posibil să vă răzgândiți voi după. Eu nu mă refer la omul ăla că se răzgândește. Adică luați și abordați lucrurile serios, că asta vrea Saturn de la voi. Acum, dacă e vorba de vreo fostă relație, la fel, vedeți ce aveți de împărțit, da? Vedeți ce aveți de împărțit. Și da, vă puteți băga într-o relație, toate bune și frumoase, dar cine știe cum iese. Cavalerul ăsta de cupe vine cu o invitație pe care o primiți de la cineva. Primiți o invitație în oraș sau poate voi adresați o invitație cuiva. Da? Pentru că se vede clar aici că vă revedeți cu o persoană, aveți ceva discuții, se hotărăște ceva important în acest weekend. Zodia Rac. Dragi raci, ziua de sâmbătă vă găsește foarte prinși pe muncă, pe sănătate, pe rutina zilnică, sunteți foarte concentrați acolo pe tot felul de lucruri, iar în ziua de duminică intrați în contact cu foarte mulți oameni, deveniți și voi populari, sunteți energici, mai mult decât atât, rudele vă pot veni în vizită, intrați în contact cu persoane care sunt la distanță de voi și bineînțeles că se vor relua niște discuții privind niște acte sau privind o relație. Discutăm și despre intrarea lui Mercur în Fecioară, care e de bine pentru tine, care e benefică, da? Că la un moment dat face și aspecte benefice cu marcajul tău în rac. Dar Mercur acolo în Fecioară vezi că te face să comunici mai mult decât ai făcut până acum. Este ceva ce te poate ajuta foarte mult pe parteneriate, pe acte, pe negocieri, însă vezi că se intensifică foarte mult relația cu rudele, este o perioadă bună de scris, este o perioadă bună să te concentrezi foarte mult pe partea practică a vieții, e foarte important acest aspect pentru tine și bineînțeles, dragi dragi, că este o perioadă în care nu o să stați foarte mult pe acasă sau, cine știe, vă vin foarte multe persoane în vizită. Studiați ceva, oricum ar fi, e de bine pentru voi, da? Negociați mai bine, dar nu neapărat sâmbătă, începând cu sâmbătă până prin septembrie încolo. Bun. Soarele, o legătură cu zodia Leu și Eremitul, o legătură cu zodia Fecioară.
Bun, se clarifică ceva legat de o poveste de iubire, legat de o revedere, însă, dragii mei raci, este un moment aici în care, vedeți voi, se poate clarifica ceva foarte important privind munca, da? Privind un șef, privind o persoană importantă din viața voastră. Vi se luminează sufletul, vi se luminează viața începând cu acest weekend, pentru că se clarifică multe lucruri. Uite, 8 de cupe, fie abandonezi niște activități pe care ți le-ai propus că le faci, fie pentru alți raci vă gândiți serios să abandonați ceva important, să lăsați în urma voastră o persoană sau un anumit mod de a vă manifesta. E ca și cum faceți pace cu cineva, vă clarificați o situație. Acceptați o pierdere sau acceptați faptul că cineva pleacă. E o perioadă în care trebuie să vă concentrați pe carieră, da? Lăsați familia deoparte, vă ocupați și acolo, e adevărat, dar mai vedeți că mai există și altceva pe lumea asta. 8 de spade. E ca un blocaj aici, dar poate să fie și o discuție legată de un proces pentru un iraci sau chiar ceva legat de o decizie importantă. Poate avea legătură cu un blocaj legat de niște idei vechi pe care le aveți, fie voi, fie cineva din jurul vostru. Poate să fie un bărbat. Zodia Leu. Dragi lei, este un weekend incendiar pentru voi. Uite, ziua de sâmbătă e foarte bună pe dragoste, pe iubire, dragoste, plăcere, pe fericirea ta, pe afaceri, pe tot ceea ce ține de copii. Da? Acolo rezolvați ceva, poftim. Sau aveți discuții în acest sens. Deci ziua de sâmbătă chiar e liniștită pentru voi și chiar e benefică, foarte benefică. Ziua de duminică, în schimb, vă găsiți concentrați pe muncă, pe rutina zilnică, vă mai organizați pe acolo niște chestii. Alți lei, bineînțeles, vă apucați și lucrați poate duminică, da? Sau aveți niște chestiuni de rezolvat, însă reușiți, vă ies bine treburile, doar că știți cum apar mici mari provocări pentru unii lei. Dar vedeți ce se întâmplă în acest weekend, pentru că în general pe planul relațional e foarte benefic pentru voi, foarte benefic. Mercur intră în Fecioară, da? Și cât stă aici în Fecioară până prin septembrie, te ajută foarte mult să-ți negociezi valoarea pe care o ai cu adevărat. Te ajută să studiezi mai mult ceva legat de bani. Poate chiar pentru unii lei vă ajută foarte mult și pe muncă, da? Pentru că știu eu, ceea ce învățați sau ceea ce comunicați, da? Veți comunica foarte mult despre bani, despre valoarea voastră personală, chiar o să fiți așa în centrul atenției. Dar este o situație care vă ajută foarte mult pe muncă și pe a stabiliza, pe a rezolva ceva legat de un parteneriat sau ceva legat de o bancă, de o sumă mare de bani sau chiar de o schimbare, da, în fața căreia sunteți voi pregătiți. Hai să vedem, dragilei, ce faceți voi. Vedeți că și pentru voi așa e o perioadă cu săptămâna oarbă, dar na, e frumoasă vara asta, e drăguță. 10 de cupe soarele, wow, dragilei, wow, și cavalerul de cupe, dar ceva aici vi se pare vouă interesant. Cavalerul de cupe aici, să știi că, uite, vine cu o ofertă către tine. Cineva te invită undeva, poate adresezi tu o invitație cuiva. Văd aici un drum pe care îl faci către un loc drag sufletului tău sau poate ajuți o persoană. Soarele este cartea ta, ceea ce înseamnă că multe lucruri în acest weekend, să știi că depind de tine. E ca și cum ești soarele casei, ești soarele prietenilor, da? Ești acolo o persoană care menține atmosfera, dar este și un weekend cu succes și cu multe clarificări. 10 de cupe, uite, o întâlnire cu familia, o întâlnire cu niște persoane dragi ție sau poate să fie un weekend în care vrei să-ți clarifici ceva legat de viața ta privată, legat de familie, de casă, poate ai ceva de reparat sau de rezolvat. Apoi avem 5 de spade. Poate să fie un moment în care fie simți ca o nedreptate din partea cuiva, fie pentru alți lei este vorba despre un moment în care vă urmăriți voi propriul interes, profitați de o situație în care vă aflați și spuneți gata, ia să fac și eu chestia asta dacă tot sunt în poziția respectivă. Apoi, ultima carte, valetul de bâte, wow,
foarte multă pasiune și pentru voi în acest weekend, o conexiune cu un adolescent, cu o persoană mai tânără, dar poate să fie și un weekend în care sunteți dorni să încercați lucruri noi, să experimentați tot felul de lucruri frumoase și văd tot felul de vești bune pe care le primiți, dragilei, și lucruri frumoase care se întâmplă în urma unui drum. Da? Și veți lua niște decizii destul de interesante. Unii e ca și cum aveți ceva de rezolvat privind imaturitatea unei persoane din casă și din familie, pentru alții dintre voi. Văd o persoană entuziasmată, optimistă, până la urmă să știi că rezolvi lucrurile. Da? Până la urmă rezolvi lucrurile. E ca și cum ți se cere să-ți calci puțin pe inimă să iei o decizie serioasă. Acum, da, și pentru tine se mai simt cuadraturile astea. Da, se simt. Și ți se cere să abordezi lucrurile de la un nivel înalt, da? Cu etică, cu morală și să acționezi. Zodia Fecioară. Dragi Fecioare, ia. Sâmbătă e un moment bun pe casă, pe familie, pe stabilitatea voastră emoțională, vă simțiți relaxați. Unii dintre voi, cei născuți în a doua parte a zodiei, posibil să aveți niște tensiuni pe acolo prin casă, dar nu e ceva grav. Duminică, în schimb, este o zi bună pentru dragoste. E o zi bună să vă distrați, vă relaxați, vă simțiți bine, să faceți lucruri pentru plăcerea sufletului vostru, să intrați în contact cu niște copii, cu persoane mai tinere și vedeți că vă pot veni idei absolut geniale în ziua de duminică și bineînțeles că puteți să rezolvați niște chestiuni foarte importante privind o poveste de iubire sau puteți să cunoașteți pe cineva, dar dacă e vorba de asta, înseamnă că e o persoană alături de care puteți să stați foarte mult timp. Este o persoană foarte serioasă. Da? Iar dacă e vorba de o relație, acum vă puteți clarifica povestea. Mercur intră în Fecioară, Mercur, guvernatorul tău, intră în zodia ta și vezi că te ajută foarte mult să faci cuceriri Mercur ăsta de data asta. Te poate ajuta foarte mult să comunici, deci oricum devii mai comunicativ și mai mult decât atât, te va ajuta foarte mult Mercur să convingi pe cineva de un anumit lucru sau să-ți menții într-o poziție mult mai bună situația ta dintr-o relație. Reușești să convingi partenerul de ceva, partenerul de afaceri, partenerul de viață sau pentru alții vedeți că prin modul vostru de a comunica puteți să atrageți persoane drăguțe în viața voastră. Da? Dar cei mai mulți dintre voi vedeți că dacă ați stat voi și ați tăcut, acum vă apucați și comunicați și sunteți bine susținuți. Vreți să vă afirmați. Vă simțiți bine, ce mai? O să vorbiți mult și bine. Cred că o să am de acum multe, multe comentarii de la cei cu marcaj pe Fecioară. Da, până prin septembrie încolo. Trei de monede. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. Ia uite aici, e ca și cum construiești ceva, repar ceva împreună cu un grup mai mic de oameni sau pentru alții dintre voi poate să fie un moment în care vreți să vă revedeți cu cineva. Lucrați la ceva pentru pasiunea voastră, dar alții văd aici că aveți ceva de reparat sau aveți ceva de rezolvat privind o relație serioasă. Apoi avem șapte de cupe, multe oportunități care apar în acest weekend, dar este și un moment în care nu știi ce să faci, nu știi ce să alegi. Alții pur și simplu vă simțiți bine, sunteți acolo în lumea voastră, vă relaxați. Șase de monede, primiți niște bani, să oferiți niște bani, vi se oferă un cadou sau poate oferiți voi un cadou cuiva și este un weekend în care aveți niște cheltuieli de făcut, dar nu neapărat negative. Dacă e nevoie să mergi să-ți cumperi mâncare, să mai cumperi una alta pentru casă, deci ai treabă. Zodia Balanță. Dragi balanțe, pentru voi, ziua de sâmbătă e foarte bună pe drumuri, foarte bună, pe drumuri, pe comunicare, pe relația cu anturajul, dar vedeți voi drumuri scurte, nu vă duceți prea departe de casă, că momentan nu vă ajută chestia asta. Tot ziua de sâmbătă e foarte, foarte bună pentru tine să-ți rezolvi ceva legat de o relație, dar vezi că se rezolvă treaba aia fie printr-un drum scurt pe care îl faci, fie printr-o discuție. Dar o discuție din asta sinceră și foarte open, adică foarte, foarte deschis. Asta e important. Sau printr-o rudă, printr-o persoană apropiată ție, te sfătuiește cineva sau printr-o chestiune legată de acte. Da? Pe de altă parte, ziua de duminică te găsești foarte prins pe casă și pe familie și vezi că acolo ai o grămadă de chestii de făcut.
multe lucruri, da? Pot fi reparații, pentru alții pot fi chestiuni legate de niște acte, da? Deci aveți acolo niște lucruri intense de făcut. Însă, Mercur intră în Fecioară și asta înseamnă, dragi balanțe, că până prin septembrie încolo nu vreau să comunicați voi foarte mult cu ceilalți, ci mai degrabă cu interiorul vostru. Ar fi foarte bine să faceți asta pentru că vă crește foarte mult intuiția, vă crește foarte mult conexiunea cu planul divin și v-ar prinde bine perioada asta să mai faceți locuri, să mai faceți drumuri, da, la cât am filmat săptămâna asta și la cât am lucrat, mă lasă și voce și nici nu-mi vin cuvintele. Deci, e foarte bine, începând cu acest weekend, până prin septembrie încolo, să faceți drumuri în locuri ascunse sau în locuri încărcate energetic. Cum ar fi? Mergi în natură, mergi, nu știu, eu zic de mănăstiri, că eu pe acolo mă duc. Locuri încărcate energetic, mai retrase sau pur și simplu să faci drumuri. O să vedem și balanțe care nu mai merg pe strada principală, acum ori să vrea așa să meargă prin străzi mai ascunse, mai ciudate. E foarte important să vă regăsiți pe voi în perioada asta și să vă faceți puțină ordine, mai ales pe tot ce ține de acte. Vedeți că e o perioadă bună să rupeți chestii legate de acte, legate de relații care nu mai funcționează, mai ales acolo. Vedeți că Marte nu vă lasă în pace, deci dacă mai sunteți în relații urâte, Marte vă scoate, fie că vreți, fie că nu vreți. Și, repet, e un weekend bun să vă rezolvați niște chestiuni legate de o relație. De orice fel. Cu vecinii, cu prietenii, cu, nu știu, orice. Da, hai să vedem, dragi balanțe. Pe cam așa și voi cu Mercur acolo. Nu prea o să vă vină cuvintele sau vă vor veni, dar le mai țineți în voi, că nu-i, încă nu-i stabilită povestea. Doi de cupe, wow, asul de cupe, dragi balanțe, e frumos weekendul pentru voi, echilibrul, o legătură cu un săgetător, împăratul, wow, uite, ai stat aici, ai cântărit, ai analizat așa bine cum îți place ție și uite, ai luat o decizie, da, privind o nouă persoană, privind un copil, privind, nu știu, niște emoții noi pe care le ai. Poate ai primit o veste bună sau poate, uite, te pregătești să dai o veste cuiva. Și aici avem doi de cupe. O întâlnire cu un prieten, cu persoana iubită, o întâlnire cu cineva anume. E o persoană foarte apropiată de inima ta, dar e vorba de niște emoții noi pe care le trăiești. Apoi avem trei de bâte. Uite, faci drumuri, ți-am zis eu. Ești pe drumuri în acest weekend sau comunici foarte mult, dar văd și o primă deblocare, o primă victorie. Deci nu se rezolvă lucrurile de tot. Iar ultima carte, valetul de cupe. Wow, deci de la asul de cupe la valetul de cupe, dragi balanțe, e cu avansare. Acum, poți să primești tot felul de vești bune în acest weekend. Cuvinte de laudă, de apreciere, emoții noi, repet, pe care le trăiești, dar tot valetul de cupe poate să vorbească și despre o persoană mai tânără sau despre un copil. Da? Deci un weekend foarte fain. O discuție sinceră, vă dai, și e ceva legat de un drum. Un drum cu un suflet pereche, un drum într-un loc vechi, un drum poate legat de un copil, poftim că și valetul de cupe mai înseamnă și asta, și adolescenți. Deci, dragi balanțe, un weekend frumos. Zodia Scorpion, da, dragi scorpioni, nu știu ce am. Oboseala, aș spune cuvântul. Da, ziua de sâmbătă e foarte bună pentru tine pe bani, pe cumpărături. Deci dacă vrei reduceri, sâmbătă e un moment bun, cu siguranță găsești reduceri. Sau, nu știu, primești, ești tu cu un prieten la o cafea și te trezești că îți plătești cafeaua și te bucuri. Nu? E interesant. Ziua de duminică, în schimb, te găsești foarte mult prins pe drumuri, pe comunicare, pe relația cu rudele. Ai acolo niște chestiuni de rezolvat, poate chiar o întâlnire în familie, o întâlnire cu niște persoane, dragostie, se comunică ceva, se iau niște decizii importante și decizii mai ales legate de iubire, legate de o relație serioasă, legate de copii. Unii, nu știu, poate aveți o petrecere, da? Sau poate aveți un eveniment important. Mercur intră în Fecioară și se mai liniștesc apele, dragi scorpioni. Mercur acolo în Fecioară până prin septembrie te va ajuta foarte mult să comunici mai bine cu prietenii tăi, să comunici mult mai bine în legătură cu planurile tale de viitor și chiar te ajută să ți le stabilizezi mult mai bine. Bineînțeles, dragi scorpioni, că la un moment dat Mercur ăsta retrogradează și vă mai schimbați niște planuri de viitor, dar sunteți foarte
prinși pe ideea aceasta de a mai schimba niște lucruri în viața voastră. Și poate știu eu, faceți cursuri, învățați ceva în grupuri mari de oameni sau pur și simplu se deschide o perioadă în care o să postați mai mult pe site-urile de socializare sau veți fi mult mai mult prinși de ceea ce se întâmplă acolo. Bineînțeles că drumuri pe care le poți face în locuri foarte aglomerate sau împreună cu grupuri mai mari de oameni. E o perioadă așa. Hai să vedem, dragi Scorpion, dar vedeți voi, e un weekend foarte bun pentru voi să vă clarificați ceva legat de o relație. Chiar e un moment foarte bun. Uite, îndrăgostiții, 9 de cupe, valetul de spade, deci niște discuții foarte clarificatoare, dragi Scorpion. 8 de monede, bani, deci se discută ceva aici legat de bani, legat de o schimbare. Îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni, dar și o decizie importantă pe care tu o ai de luat privind o relație din viața ta. Pe de altă parte, cineva ți atrage atenția sau poate chiar tu atragi atenția unei persoane. Iar apoi avem 9 de cupe, foarte multă împlinire, liniște, bucurie pentru tine. Ceva se împlinește, te simți liniștit. 9 de monede, dragi scorpioni, e cu bani. Deci ceva se decide care este foarte benefic pentru voi. Vă simțiți apreciați, vă simțiți lăudați, aveți o mai mare încredere în voi și asta e absolut fantastic. Se rezolvă ceva, dragi scorpioni, poate întâlniți pe cineva. Se rezolvă ceva legat de o firmă sau, uite, dacă ești femeie, se întâmplă lucruri atât de faine în acest weekend încât te simți așa la un nivel înalt, te simți apreciată, te simți bine. Mergi la o petrecere sau ai un eveniment important. Zodia Săgetător. Dragi săgetători, ziua de sâmbătă vă găsește foarte energici, aveți multă intuiție, vă concentrați foarte mult pe voi și asta ne bucură pe toți. Și în ziua de duminică atenția deja cade pe bani, cade pe planul acesta material și chiar, uite, duminică este un moment foarte bun în care poți să-ți rezolvi niște chestiuni legate de casă, de familie, legate de o relație importantă din viața ta. De ce nu? Și pentru săgetătorii care aveți probleme în relația de cuplu, acum se pot rezolva, dar nu, eu acum nu zic că vă împăcați, da? Că Saturn acolo, dacă relația nu e sinceră, da, și nu e stabilă, nu vă las. Pe de o parte, pe de altă parte, puteți să clarificați ceva foarte, foarte important în acest weekend, chiar legat de o sumă de bani, legat de muncă, dar e o situație din care știți cum voi ieșiți bine. Mercur intră în Fecioară. Stă acolo până prin septembrie, timp în care, la fel, vă determină să faceți mai multe drumuri către instituții publice. Veți comunica mult mai mult cu șefii, cu persoanele cu autoritate asupra voastră, cu părinții, cu soțul, soția, știu eu, fiecare ce are. Dar ideea este că vei ieși bine din asta din punct de vedere financiar sau vei ieși bine din situația asta că îți crește stima de sine, îți crește încrederea în tine. Și asta e fantastic. Să vedem, dragi săgetători, ce faceți voi. Care e situația? Opt de bâte pentru tine, trei de bâte, multă comunicare, lucrurile se petrec așa pe repede înainte pentru tine în acest weekend și poate faci un drum undeva ca să te distrezi, să te simți bine sau știu eu să-ți faci o pasiune. Niște mesaje, apeluri telefonice pe care le primești. Regina de bâte, o conexiune cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Da? Deci poate să fie și energia ta, dar ești foarte bine dispus în acest weekend, chiar ești foarte pozitiv, foarte energic, foarte plin de viață. E un moment în care ai niște idei absolut geniale, îți demonstrezi talentele, dansezi, te simți bine, ești în centrul atenției și vezi că ai o femeie în viața ta care te va încuraja foarte mult în acest weekend și te va susține foarte mult pe tot ceea ce tu ai de făcut. Ultima carte, 7 de cupe, te vei simți ca în rai în acest weekend, dar uite că apar și multe oportunități, sunt și niște decizii acolo pe care e nevoie să le iei. Iar dacă ai vreo petrecere sau dacă mergi undeva să te distrezi, cu aceste cărți aici o să fie bine, doar că e nevoie să menții o limită, da? Să nu exagerezi din prea mult entuziasm, să nu faci nu știu ce nebunie pe acolo. Pentru că
Da? Pentru că în acest weekend Uranus e în cuadratură cu Lilith la grad exact. Deci, vezi ce faci. Zodia Capricorn. Dragi Capricorni, pentru voi ziua de sâmbătă vă găsește așa mai somnoroși, mai adormiți. Poate ar fi bine să vă odihniți. Da? E sâmbătă pentru toată lumea. Știu că voi sunteți saturnieni, dar nu exagerați foarte mult cu lucrurile pe care le aveți de făcut. Chiar vă puteți odihni foarte bine și apoi să aveți o săptămână superbă după, că o să fiți și voi solicitați cu luna aia plin învărsător. Dar de duminică deja vă recăpătați energia, de asta vă spun. Chiar ar fi bine, că de duminică și astrele vă susțin și vă recăpătați energia. N-ar fi bine să nu exagerați. Duminică sunteți bine susținuți pe drumuri, pe relația cu rudele. Cu siguranță veți comunica foarte mult, poate aveți ceva de învățat sau intrați în contact cu tot felul de oameni care se află la distanță de voi. Și de asemenea, dragi Capricorn, veți avea un chef nebun să învățați tot felul de lucruri. Mercur intră în Fecioară și se mai liniștesc lucrurile legate de sănătate și de muncă și de rutina zilnică. În sfârșit se mai așează ele așa într-o ordine și Mercur acolo în Fecioară, să știi că te ajută foarte mult pe tine, pe studii, pe drumuri, da, ca să rezolvi lucruri, pe acte, da, poți să rezolvi tot felul de chestiuni și bineînțeles, dragi Capricorn, că se îmbunătățește foarte mult comunicarea cu planul divin. Și cu siguranță vom vedea și capricorni care vor dori să facă tot felul de drumuri prin locuri mai ascunse, prin locuri mai ciudate. Hai să vedem, dragi capricorni, neapărat ascunse, cât mai degrabă spirituale sau veți merge pe la muzee, pe la chestii din astea, universități, să vizitați. Să... E super ok, tot înainte. Și Mercur acolo vă ajută mult de tot, mult, pentru că punctul norocului e în zodia voastră. Vă ajută mult să învățați niște chestii care... vă vor crește foarte mult frecvența. Nebunul 5 de bâte, ok. Marele preot, o legătură cu zodia Taur. E aici ceva care o să te mire, legătură cu un copil sau în legătură cu o nouă persoană. 5 de bâte îmi spune și despre o oarecare agitație aici care apare, dar și despre decizii, despre decizii ciudate, dar și despre discuții în contradictoriu. Apoi avem 6 de monede pentru tine, niște bani pe care îi primești, bani pe care la rândul tău poate îi dai sau poate să fie un weekend în care faci niște cumpărături, dar văd și niște decizii importante care se iau pentru tine. Regele de monede este ultima carte care este energia ta, dar alți capricorni puteți avea o legătură și cu alte zodii de pământ, precum un taur sau o fecioară. Este o perioadă în care te concentrezi foarte mult pe planul material și uite că poți să rezolvi ceva legat de un teren, de o moștenire. Văd o siguranță financiară, e ca și cum primești o veste care te eliberează, care ți eliberează sufletul dacă vrei. Te simți mult mai ok, te simți mult mai bine. Cineva îți face o surpriză aici. Deci așa, deodată se rezolvă ceva nu. Zodia Vărsător. Dragi vărsători, ziua de sâmbătă e bună. Socializați, intrați în contact cu mulți oameni, mai mergeți așa în locuri aglomerate, n-aveți voi stare să stați în casă, visați frumos la viitor, mai stați pe internet, însă ziua de duminică vedeți că vă găsește oarecum fără energie, sunteți mai somnoroși, mai conectați prea mult pe dincolo, pe la planul divin și tare bine ar fi să vă odihniți. Cu toate că ar fi bine ca în ziua de duminică să vă ocupați de niște chestiuni financiare sau să vă ocupați de partea aceasta de a vă vindeca o problemă legată de stima de sine. Da? Cât vă respectați, cât vă iubiți, că în funcție de asta veți vedea și schimbări cu banii. Pe de altă parte, trecutul ăsta bate la ușă pentru voi duminică și uitați că se poate rezolva ceva, dar cumva într-un mod ciudat, într-un mod diferit. Mercur intră în Fecioară și, vezi tu, este o perioadă pentru tine în care vei fi foarte prins pe o afacere care trece printr-o transformare mare sau poate chiar povestea ta de iubire trece acum prin niște teste. Pentru unii vărsători, pentru alții aveți o perioadă în care
relația cu partenerul e intensă, e frumoasă, trăiți acolo momente intense împreună, vă bucurați, da, și așa mai departe. Pentru vărsătorii singuri, vedeți că se deschide o perioadă în care puteți să cunoașteți un suflet pereche, deci vedeți ce faceți, dacă sunteți interesați, luați și acționați. Știți cum? Mercur acolo vă ajută să trăiți niște experiențe. Fie voi, fie, atenție, pentru alți vărsători, cei care aveți copii, vedeți că Mercur acolo vă poate face să, nu știu, să aveți o perioadă în care copilul vostru, da, trece printr-o perioadă aglomerată. Și aici nu mă refer negativă. Trece, nu știu, printr-o perioadă în care are un proiect, are ceva important de făcut, are un examen, se mută, trece printr-o etapă a vieții, da, în care are nevoie de sprijin, dar nu neapărat ceva negativ. Da? Pentru unii, pentru alții, nu știu, să spun că trece printr-o despărțire sau da, dar nu vă gândiți la lucruri negative, că nu e vorba de așa ceva. E o chestiune din care, știi cum, vei ieși bine și, dragi vărsători, dacă plănuiți să vă schimbați așa niște chestiuni prin viața voastră, acum e momentul, mai ales dacă e vorba de plăcerea voastră. Dar oricum ar fi pentru cei mai mulți vărsători, până prin septembrie încolo, o să trăiți la plus infinit, mai ales când vine vorba de dragoste, copii, plăcere, afaceri, toată zona. O să vă placă, mă rog, o să doriți senzații tari și asta e ok. Bucurați-vă de viață. Nebunul. 9 de monede, dragi vărsători. O noutate legată de bani, legată de locul de muncă, ceva legat de bucuria voastră, că e ceva care vă bucură. E ca și cum nu vă vine să credeți cum anume se pot rezolva lucrurile sau cât de ușor se pot rezolva. Apoi avem 9 de spade, da? Parcă ești așa în criză de timp. Dragi vărsători, luați-vă odihniți, serios, mai ales duminică, luați-vă odihniți că nu e duminică pentru toată lumea. Adică faceți-vă treburile, dar nu exagerați. Îți faci tot felul de gânduri. E ciudat, ultima carte, 5 de monede. Vrei să abandonezi ceva, vrei să lași ceva în urma ta în acest weekend, dar repet, ia și te odihnește că nu e nimic interesant de făcut. Unii e ca și cum spuneți gata, abandonez relația sau vă simțiți puțin abandonați într-o relație, vă simțiți probabil puțin lăsați deoparte. Da? Lăsați trecutul ăla în urmă, da? Și încercați să vă concentrați pe chestii pozitive. Zodia Pești. Dragi pești, ziua de sâmbătă e foarte bună pentru voi să vă afirmați. Oriunde veți ieși, cu siguranță toată lumea vă remarcă și orice vă propuneți să faceți, cu siguranță vă iese în ziua de sâmbătă și lucrurile sunt bune. E foarte bună relația cu șefii, cu autoritățile, cu partenerul, cu un părinte. Ziua de duminică vă găsește foarte prinși pe grupuri de oameni. Vreți să socializați cu mulți oameni, mergeți în locuri mai aglomerate, stați mult pe zona de online și cu siguranță vă faceți niște planuri așa de viitor, foarte bine puse la punct. Bineînțeles că în ziua de duminică este foarte bună comunicarea pentru tine, iar pentru peștii singuri vedeți ce faceți, că șanse sunt să apară cineva sau unii poate chiar vă programați o plimbare împreună cu persoana iubită, o plimbare pe lângă casă sau mergeți pe la niște rude. Aveți tot felul de activități de făcut în acest weekend și cu siguranță alți pești aveți niște discuții foarte interesante privind o relație din viața voastră. Mercur intră în Fecioară pe casa a șaptea și este o perioadă în care oamenii din jurul vostru vor vorbi mult, mult de tot. Și vedeți că e un moment acolo în care se cere și vouă, dragi peștișori, să îi ascultați totuși, că au ceva de spus. Se îmbunătățește comunicarea cu partenerii, sau cu partenerul de viață, clienți, vedeți că vă vin de-a clienți mulți și în special clienți care au mai fost pe la voi sau persoane care au mai apelat la serviciile voastre. Și bineînțeles că pentru alți pești este o perioadă până prin septembrie, așa, în care veți face foarte multe drumuri ca să rezolvați niște chestiuni legate de acte și de casă. Deci e un moment bun. Dar e ceva care vă va ajuta foarte mult să vă puneți așa pe picioare un viitor foarte stabil. Și vedeți că sunt oameni care vor să vă ajute, nu vor să vă încurce. Deci, treaba voastră ce faceți. Merg până acolo în Fecioară cât mai stă, mă rog, cât o să rămână până prin septembrie încolo. Vă va ajuta foarte mult să vă maturizați prin intermediul celorlalți.
Da. Forța, o legătură cu un leu și 8 de monede. Deci ceva aici te provoacă, ceva ce se pare ciudat, 8 de monede, uite, e ceva legat de muncă. Unii pești poate vă descoperiți o pasiune sau poate vă dați și voi seama că e cazul să mai cereți și ajutorul celorlalți. Lucrați la ceva împreună cu persoana iubită sau aveți voi o pasiune și studiați ceva, analizați niște lucruri. Valetul de bâte, niște activități noi pe care le faci, dar văd aici și multă pasiune, multă bucurie. Încerci ceva nou, faci ceva nou. Mult entuziasm văd și văd că ești nerăbdător. Se anunță și oportunități noi, dar e o relație așa ca de adolescenți aici, pentru unii. Pentru alții primiți o veste bună din partea unui copil. Vă distrați, faceți niște lucruri interesante. Trei de cupe, ia uite, petreceți. Dar vedeți că într-un grup mai mic de oameni, pentru unii, ieșiți cu niște prieteni, celebrați ceva. Vă vin persoane în vizită, aveți parte de o primă bucurie, o primă victorie și asta ne bucură pe toți. E ceva legat de un copil sau de o persoană din trecutul tău sau poate chiar un suflet pereche. Și repet, pentru unii pești aveți ocazia să cunoașteți persoane noi sau să faceți activități noi cu partenerul sau cu persoanele dragi vouă. Dragilor, gata, acestea au fost previziunile pentru acest weekend. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag pe toți și vă doresc un weekend cât mai frumos. Știu că filmarea apare târziu, o să pun în primul rând filmarea asta și după traduc celelalte zodii. Vă îmbrățișez cu drag și vă doresc să aveți parte de un weekend cât mai frumos. Și vă invit și la previziunile pentru următoarea săptămână, că se întâmplă multe, multe lucruri.